Salutare tuturor și bine m-am găsit din nou pe canalul meu. După cum vedeți, filmez din nou din voliera porumbeilor. Din păcate n-am mai avut timp să filmez, deoarece am avut o problemă în familie, mai exact un deces, așa că n-am avut timp de filmări, de editări, de... Deci chiar nu am avut timp. Cred că n-am mai postat de aproape o săptămână și ceva, 10 zile, o două săptămâni, nu mai știu exact. Sunt la masă de seara porumbeilor, le-am dat să mănânce. Aici am perechile, adică încă nu sunt perechi toți. Încă nu s-au luat. Aici avem americanii. Ei sunt deja pereche. I-am eliberat din boxe, dar am văzut că nu prea intră la loc în aceeași boxe și am zis că îi mai bag încă o dată până îi învăț cu boxa respectivă. Mai jos aici am voltați indieni care și sunt pereche, dar i-am băgat pentru a se învăța cu boxa. Aici andaluza cu galbenul, dar văd că nu s-au luat încă. Iar mai sus am o pereche pe culoarea toistencii. Aici dominant opal cu femela de voiajor solzat s-au luat la pereche, i-am și eliberat, s-au învățat pe boxă. Aici am pe cuibare masculul de stil vechi, care e, de lux polonez, care e împerecheat cu femeia pe stil vechi pentru a scoate voiajori colorați. Aici am acest Tiger Grizzly cu împerecheat cu o femeie de petrain pentru a scoate voiajori bobați. Iar aici am perechea de kingi. Încă o chestie vreau să vă spun, dacă vă aduceți aminte, aveam o pereche de kingi bobați, însă femeia a avut o problemă la picior. Cred că avea piciorul rupt, așa că am decis să o sacrific. Și din două perechi, practic, am făcut o pereche. Deci această femelă neagră era băgată cu masculul cel alb, dacă mai țineți minte. Și am băgat-o cu acest mascul, pentru că îmi place mai mult masculul, iar pe cel alb o să-l pun la vânzare. Acesta este masculul cel alb, 2020. Destul de frumos acesta, însă îmi place mai mult pe culoarea al negru. Încă n-am găsit să cumpăr o femelă de voltat indian pentru acest mascul pe almond, încă caut. Vreau ceva pe gât închis, negru. Aici sus avem masculus de pe gât închis care are, stă pe ouă, împerecheat cu această femelă. Cam asta este cu perechile. În mare parte i-am pe toți la perechi, unii sunt care se împerechează. O să mai am disponibili, deci mai trebuie să vină zilele astea cineva să mai ia câțiva porumbei, pentru că vreau să las voliera cât mai liberă. M-am gândit mai mult și sunt destul de mulți. Aveam undeva, la un moment dat, făcusem 40, iar pentru dimensiunile volierei mele, consider că erau prea mulți. Mai mult de atât, am văzut acolo în comentarii că m-a întrebat cineva cât m-a costat pe mine voliera și ce mărim, ce dimensiune are și așa mai departe. Păi haideți să vă filmez pe din afară să o vedeți, vă spun imediat ce dimensiune are și să fiu sincer, nu mai știu cu exactitate chiar și ultimul leu pe care l-am dat, dar aproximativ știu cât m-a costat în mare. Deci după cum vedeți, aceasta este voliera. Are 1,90 m înălțime, aș fi vrut să o fac mai înaltă, dar atât îmi permite, pentru că este băgată sub, într-un garaj, cum ar veni, deci e acoperiș deasupra și nu avea cum să o fac mai înaltă de atât. 2,20 m lungime pe 2 m lățime, deci aceasta este lățimea, cum ar, lungimea. Deci aici este ușa. Deci v-ați dat seama, deci nu e o volieră mare, cam 2x2x2, aproximativ. Deci eu am dat cu totul, cu plasă, cu șuruburi, cu tot. Mi-aduc aminte că făcusem un calcul, însă nu mai am foaia respectivă. În jur de 650 de lei. Probabil o să vi se pare mult când vă gândiți, dar pe ce ai dat atât? Însă totul costă. Și vorbind, fără boxe, fără grătare, deci doar voliera, pur și simplu.
Am dat 600, deci tot mi-am amintit că 650 lei, 650. Deci pe USB, pe scânduri, pe șuruburi, pe ce să vă mai zic. Na, eu aici jos nu am direct pusă direct pe, ia uitați, pusă pe ciment, ca să aibă aer pe sub ea. Și este făcută podeață din blană. La început am făcut-o din USB, însă mi-am dat seama că USB-ul ține umiditate și am renunțat la USB și am pus blană. Deci am mai făcut modificări. Deci 650 de lei m-a costat pe mine, însă stați că vă mai arăt imediat. Nu este doar această volieră, mai este și o... chiar acum vă arăt, să-ți vă dați seama despre ce vorba. Însă acum o am aici afară, eu le dau drumul unde stau ei la lumină. Acum am desfăcut, aici era plasă, pentru că vreau să fac câteva modificări. Făcusem așa podeaua, după cum vedeți. Însă vreau să o fac doar din scândură, pentru că se curăță mult mai ușor. Deci mult, mult mai ușor. Deci dacă am calculat cu ce e afară și ce e aici înăuntru, 650 de lei. Acum să vă spun cât am mai dat și pe boxe, că vreau să vă zic cu totul, cu totul. Deci fiecare față de boxă este 12 lei. Deci aici am 12 boxe, după cum vedeți. Calculați și voi cât vin 12 boxe, mai am încă 3 care le-am luat pe plus. Na, am calculat eu greșit la început. Însă nu este niciun fel de problemă, că mereu e mai bine să iei una, două pe plus, că se mai pot rupe, se mai pot distruge. Și după nu-ți mai convine să dai comandă doar pentru o singură boxă. Deci am făcut aceste boxe și materialul de la boxe, de scândurile, că nu sunt doar fețele de boxe, costă. M-ar veni scheletul, am mai dat undeva la 150-180 de lei. Plus acest, cum să vă zic, aceste rafturi, nu sunt chiar boxe. Deci undeva la 850 de lei, cu tot cu 850-900 de lei, cu tot cu boxe. Dacă mai pune și hrănitoarea, care bine, asta nu ține de volieră, am dat undeva la 90 de lei plus, dar eu am calculat așa în mare. Deci, repet încă o dată, înălțime 1,90, cu lungime 2,20 și cu lățime 2, în jur de 800-900 de lei. Pentru că la început credeam că mă costă mult mai puțin, că mă gândeam, 2 metri pe 2 metri, n-o să fie destul de, n-o să fie așa de scump, o să fie foarte ieftin. Dar când cumperi lucrurile și vezi că îți mai trebuie și aia, și aia, și aia, realizezi că te duce mai mult. Cel puțin așa s-a întâmplat la mine acum. Fiecare... precizez că nu am o volieră de ultimă modă, să zic, sau de... profesională, deci o volieră normală, simplă. Sunt alte voliere mult mai scumpe, cu mult mai multe compartimente. Asta o să fac și în viitor. Dar momentan nu am spațiu aici unde locuiesc foarte mult, așa că mă limitez la ceea ce pot să am. Pentru că nu voiam să ocup toată curtea cu voliera porumbeilor, așa că momentan e foarte, foarte bine. Eu sunt mulțumit pentru că pot să cresc 20-30 de porumbei. Asta e pasiunea mea. La fel de bine aș fi putut să-i țin la țară, unde am iepurii, unde locuiesc bunici, însă la porumbei e altceva, trebuie să fii atent să nu-și spargă ouăle, să-i supraveghezi mai mult decât pe iepuri, așa consider eu. Pe când la iepuri mă duc, bine, ajung din 3 în 3 zile, o săptămână maxim, când le fac curățenie și le duc hrană, le mai cumpăr hrană, în rest sunt bunicii pe care îi hrănesc. Și am decis ca porumbeii să-i țin aici, în orașul unde locuiesc, ca să-i țin sub control, cum ar veni. Pentru că așa, mai ales că am mai multe rase, s-ar putea încrucișa și mi-ar scoate tot felul de porumbei, ceea ce nu doresc. Mai vreau să menționez ceva. Știu că am spus acum o lună aproximativ că o să fac un giveaway. Da, giveaway-ul o să rămână când fac 2000 de abonați. În schimb, la premii... o să dau alți porumbei, nu vreau să credeți că nu mai vreau să-i dau pe aceia, în schimb, momentan nu am spațiu de ei și ar trebui să-i mai țin, pentru că am văzut că durează destul de mult până se sunt 2000 de abonați, ar trebui să-i țin foarte mult timp, oarecum pe plus, pentru că eu nu mai aveam nevoie de respectivii porumbei. Cum ar veni, v-am zis de femela de miule, m-am scos acest mascul, femela am reușit să o dau,
O să vină cineva să ia și acest mascul. Deci nu o să mai fie aceasta. Și mai era o femelă bobată pe stil vechi, alb cu negru, pentru al treilea premiu, pentru că am zis că dau două premii. Un premiu cu perechea de porumbei, prima pereche, al doilea premiu cu cumpăr anumite ustensile pentru porumbei și al treilea premiu cu respectiva porumbiță. În schimb, o să dau tot porumbei, însă o să văd la vremea respectivă ce porumbei o să am. Deci o să vă dau tot porumbei de rasă, nu vă dau altceva din porumbeii mei, deci nu-i cumpăr ca să-i dau la giveaway. Poate o să dau o pereche de chinci care e mult mai scumpă decât o pereche de voiajori, mai ales că sunt linie nouă. O să mă gândesc. Așa mă gândeam să țin perechea de Rostov până atunci, dar tot la fel vreau să eliberez cât mai mult, așa că am pus-o la vânzare, o să dau și perechea respectivă. Deci o să fie o surpriză acest giveaway, adică nu știți ce porumbei se vor da și consider că e mai bine așa, pentru că e mai plăcut sentimentul când e ceva surpriză. Deci am lămurit și ideea cu giveaway-ul, am lămurit și cu dimensiunile volierei, cu costul volierei. Cam pentru asta am făcut acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un like, un subscribe, cei care nu sunteți abonați, și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!